noastră are probleme lombare sau are probleme de coloană, da? Toată lumea se plânge la un moment dat, aoleu, cam doare. Da, cred Da. că pericolul e că ne-am obișnuit cu ele. Da. Da. La o simplă radiografie observăm o asimetrie a bazinului. Da? Și deci ce am putea face, practic? Practic am putea să urmărim mai des aspectul nostru, am putea să ne privim în oglindă mai des, cu un ochi critic, am putea să facem ceva pentru noi, am putea merge la un specialist, poate e mai complicat de a face acest lucru, dar important este să ținem cont. Bine, eu zic că cel puțin la început ar trebui să mergem la un specialist ca să ne dea o direcție cumva, după care Nu să toți își și... permit și nu toți au timpul necesar să o facă și poate nu sunt foarte mulți specialiști disponibil să dea anumite informații. De obicei, Ceea ce aud este că există și specialiști care ar putea să dea informații... mai puține, cu siguranță. Foarte mulți specialiști care dau informații puține. Ești ok, n-ai niciun fel de problemă serioasă, fă un pic de fizioterapie. Asta este formula. Fă un pic de fizioterapie. Și Adică... este greșeală maximă, maximă. Vin la mine copii cu părinții de mână, am venit să facem fizioterapie. De ce? Cine v-a trimis? Domnul ortoped. Ok. Ce probleme aveți? Păi mă doare spatele. Ce vârstă aveți? 13 ani. Ah, bun. Și ce fel de fizioterapie, întreb și eu, v-a recomandat domnul doctor? Fizioterapie, nu știu, fizioterapie, mi-a scris și pe hârtie. Și mă uit pe hârtie, cu paraf, ok, fizioterapie, da. Doamna, haideți să vă explic. Copilul dumneavoastră are o problemă doar de postura coloanei. Da? Nu e o problemă foarte gravă. Nu aveți o discopatie la nivel toracal, la nivel dorsal, nu aveți o problemă foarte serioasă. Trebuie să fac un pic de gimnastică. Da? Mie mi-a trecut fizioterapie aici. Bun, fizioterapia este o parte din programul de recuperare medicală. Corect ar fi fost să vă trimită undeva să faceți recuperare medicală, dar mai ușor și mai simplu să faci fizioterapie. Nu că medicul n-ar fi știut ce să recomande pacientului. Dar din Însă, viteză de la fizioterapie, pacientul deja interpretează altceva. că tu vrei să-i bagi pe gât altceva decât Decât i-a ceea ce ți-a spus recomandat medicul medicul ortoped. ortoped. Și de asta spun că contează foarte mult să ai timpul necesar să comunici cu pacientul. Că 2 minute dacă ai și explici exact. Vezi că ai o problemă de postură, de coloană. No, noi tratăm, vii la mine cu problemă la gambă, eu îți tratez gamba aia, că nu mi-e foarte greu. Îți dau un pic de ultrasunet, îți dau un paracetamol Apropo că de ești copil, fizioterapie, un da. pic de fizioterapie. Dar trebuie să identificăm cauza pentru care a apărut acea problemă la gambă. Pentru că tu pleci, îți faci treaba în continuare și te întorci. Mă doare. La fel, nu mi-a făcut nimic doctorul ăla, m-am dus la el degeaba. I-am dat și bani sau i-am dat și biletul cu casa de asigurări. Da? Și îți face și reclamație la casa de asigurări că nu i-ai făcut ce trebuia. Și că Se îl întâmplă doare și în asta. continuare. Da, posibil orice. Adică nu, trăim într-o lume, într-o democrație în care se poate face orice. Te treci cu un control de la casa de asigurări, poate fără nicio explicație, dar... Chiar m-am întrebat întotdeauna cum se simt medicii, știind că, da, acum a devenit aproape o modă să... Nici nu știu cum să, ce cuvinte să folosesc. Noi știm mai bine ce ar trebui să facă medicii. Și dacă nu face medicul ce vreau eu... Nu, asta nu este bine, că nu suntem la piață. Aici este foarte important să delimităm exact lucrurile, pentru că medicii specialiști știu foarte bine ce recomandă. Din păcate, nu au timpul necesar să fie foarte expliciți, să ofere informație pacientului, astfel încât pacientul să înțeleagă. Și pe un vocabular al meu, Pe un că... vocabular oarecum lizibil. Dar mai e și situația în care medicul explică foarte clar pacientului. În schimb, pacientul înțelege totul altceva. E foarte greu să spui, domnule, ai înțeles, te rog să repeți. Nu. Da? Dar de Deci ce sunt n-ar situații și putea fi? situații foarte, 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 foarte variate. Toate conduc către o lipsă de comunicare între medic, pacient și, de fapt, copilul este între, da? Între părinte, medic și copilul este undeva între cei doi. Și ajungem în situația în care părintele ajunge undeva la un medic de recuperare, să spun așa, nimerește bine, medicul îi spune că, domnule, nu pot să fac niciun fel de fizioterapie, eu trebuie să fac gimnastică. Și pacientul, bă, spune, stai că ortopedul mi-a zis fizioterapie, eu nu am nicio treabă cu gimnastica, eu am plecat, la revedere, vă mulțumesc frumos. Și a plecat. Și copilul suferă, pentru că, în mod normal, trebuie să ajungi cu copilul undeva în sensul de a face ceva pentru a-l ajuta.
Mă gândeam dacă cumva ar fi vinovată și, mă rog, conotația pe care o dăm unor cuvinte în limba română. Când spui gimnastică medicală, gimnastică fac și acasă. Nu sună foarte important, știi cum sună, da, fizioterapie. Știu. E vorba mai ales că la fizioterapie eu nu fac nimic. Eu stau pe spate, tu îmi pui electros pe aia ce îmi pui pe... Dar la gimnastică mai trebuie să fac și eu ceva. Nu mai bine mă duc la sală? Care e diferența între a te duce la sală și a face gimnastică recuperatorie? Factorii naturali sunt factorii fizici. Factorii fizici sunt factorii naturali care, de fapt, intră în domeniul de fizioterapie. Da? Fizioterapia cuprinde inclusiv kinetoterapia, inclusiv gimnastica medicală. Aha. Da? Deci recomandarea oarecum este corectă. Fizioterapie înseamnă inclusiv gimnastică medicală. Inclusiv curentul acela, ultrasunetul acela pe care ți-l aplică asistentul la recomandarea medicului. Și numai la recomandarea medicului, nu așa după ureche. Pentru că mai sunt cabinete de cosmetică, de anticelulitic, să zic așa, unde se aplică, unde se aplică foarte multă electroterapie, fără recomandarea unui specialist. Și nu e ok? Eu aș spune că nu e ok. Absolut deloc. De ce? Din deci păcate. Copii, vă rog frumos, lăsați pe planul 2. Avem probleme cu mamele, nu probleme, avem cu mamele. Da. De ce? Pentru că pacientul trebuie evaluat. Nu e așa de simplu să recomanzi un tratament de recuperare medicală fără să ai un minim de informații vis-a-vis de starea pacientului, de starea subiectului respectiv. Dacă are hipertensiune arterială, poate are vreo valvă aortică operată, metalică, și el nu spune la asistenta aia acolo că m-am operat pe inimă, dar lasă, că am celulită. Îmi tratez celulita, că e foarte important, știi? Sau poate am, știu și eu, un bypass, sau poate am avut tromboflebită, sau poate am tromboflebită, dar lasă că nu-i spun că eu de fapt îmi tratez celulita. Da? Și un cheac din ăla se pleacă de acolo, din membru. Ce pleacă se un cheac din membru inferior, intră în circulație și pacientul ajunge în comă. Bine, la spitalul pacientul de care urgență. Acolo nu se numește pacient, se numește client. Se numește dacă client, dar dacă ajunge totuși, ajunge în situația să ajungă sub formă de pacient la serviciile de urgență cu un TEP, adică tromboembolism pulmonar, care este o urgență medicală foarte, foarte de grad zero. Ați avut așa ceva? Ne-a ferit Dumnezeu, dar okay. Se pot întâmpla astfel de situații și trebuie foarte important gestionat aceste lucruri. Adică nu putem să facem oriunde, orice, fizioterapie și fără un consult de specialitate, fără un medic care să-ți recomandă acest lucru. De aceea mamele trebuie să fie puțin atente la acest lucru. Nu m-am gândit niciodată la asta, inclusiv și la față și la corp. Da, și la peste tot. Da. Motor, dar nu m-am gândit. O hipertensiune arterială banală și electroterapia la anumite persoane are un efect de creștere a tensiunii arteriale, da? Mai mult decât pragul oarecum admis. Pentru că așa reacționează pacientul respectiv. N-ai cum să știi. Și dacă nu sunt de specialitate... Nu sunt. Se poate la întâmpla, salone, nu da, sunt. Se poate întâmpla să ajungă o hipertensiune arterială, pleacă pacienta acasă și în drum spre casă face un accident vascular. Că okay. De obicei nu se întâmplă acolo. Se întâmplă puțin mai târziu. Nu foarte mult timp, mai un pic așa. Am înțeles. Mulțumim mult pentru un alt semnal de alarmă. Ok, și ce ar trebui să fac înainte să mă duc să... Poate ar trebui mers la un specialist de recuperare. Ne facem noi reclamă specialiști de recuperare și să trebuie, doamne, eu vreau să fac un pic de tratament anticeolitic. La dumneavoastră cred că nu aveți timp de mine ca să fac eu tratament anticeolitic. O să merg la un salon. Puteți să mă consultați și pe mine să vedeți cum, dacă sunt sau nu sunt în măsură să fac tratament de electroterapie, de anticeolitic. Și credeți că dacă îmi scrieți și mie pe hârtie că pot să fac acest lucru și îmi puneți o parafă și mă duc cu ea la salon să supără doamna asistentă care îmi face procedura respectivă? Eu zic că nu se supără și poate îmi dați și ceva specificații tehnice vis-a-vis de ce fel de electroterapie trebuie să faci la piciorul ăsta și ce fel de curent și cât timp.
și ca să fie mai bine. Mult, înțeleg că sunteți optimist, adică dacă credeți că la toate saloanele cele care fac electroterapie sunt asistente medicale... Nu, permite oricine să facă lucrul ăsta. Deci permite orice pacientă pacient pacientă să permite acest lucru. Eu cred că pe doamnele care fac electroterapie le-ar ajuta mult, pentru că nici măcar asistente medicale nu cred că sunt... Și sunt acoperite din toate punctele de vedere și asistentele. Și, exact. Și saloanele respective sunt acoperite din punct de vedere legal. Oarecum. Pentru că au o hârtie de la un specialist, exact. O recomandare. Nu, contează asta... foarte mult. Cred că dacă am reușit să colaborăm așa cumva între noi, ar fi ideal. Și acum, după ce am văzut ce se poate întâmpla mai rău, și la doamne, gata, am terminat momentul doamnelor, continuăm momentul mamelor. Vorbim și despre domne, ce nu? Bine, nu, vorbim și despre tați, că acum recunosc că am vorbit de mame, dar nu, trebuie să... Tații merg cu copiii la fotbal. Dar nu numai la fotbal. Sunt foarte fericiți că copiilor aplică și fac ce sport, fac fotbal. Ce n-au reușit ei să facă, aviz amatorilor copiilor. Știu că aveți doi băieți. Cam trei am. Unul nu mai face sport, deja e mare, din păcate... Nu mai face sport, dar mi-aș fi dorit să fac în continuare. A făcut badminton de performanță, a renunțat în clasa 9. Asta mi se pare amuzant. Deci un medic specialist de recuperare nu reușește să-și convingă copilul să mai continue sportul? Nu depinde numai de mine. Bine, acum pun pe rană, că dacă și eu aș reuși să conving fetele să facă ce știu eu că e bine, ar fi foarte frumos. Da, e important ca copiii să facă sport din cea mai fragedă vârstă, pentru că noi nu mai avem, din păcate, curtea școlii. Ne lipsește curtea școlii. Ți-amintești foarte bine că la vârsta noastră mergeam în curtea școlii, alergam, ne împiedicam, ne veneam cu genunchii praf, da? Și aveam o activitate fizică, așa cum este ea. Din păcate, a dispărut curtea școlii, există anumite săli de... unde se practică sportul, dar accesul este limitat, bineînțeles că gimnastica cu atât mai mult foarte greu ajunge situații să o faci. Țin minte când eram la școală, ne alergau în jurul școlii de cădeam aveam ora de matematică după ora de sport și catadixeam, încercam să fac toate eforturile posibile să nu mă duc transpirat la matematică, pentru că mă lua profesorul și mă întreba că unde am fost, da? Plus că ne mai adunam acolo, în curtea școlii, jucam un fotbal mic 10 minute și jucam și ne alergam. Bine, și acum se mai întâmplă lucrurile astea, din fericire, dar ne lipsește curtea școlii, din păcate, și poate că primăriile de sector poate îndulcesc un pic situația și încurajează copiii să vină din nou în curtea școlii, să li se ofere posibilitatea de a face anumite sporturi cu sub îndrumare ar fi ideal. Da, sub supraveghere ar fi ideal. Uit la mine, păi ce, le mai au vreun moment singur? Singure, nu, că le luăm, le ducem. Da, exact, ele sunt oarecum dependente de o mașină, de un taxi, sunt dependente de un transport ca să-și asigure prezența în diverse locuri. Ok, și atunci, dar încurajăm copiii, repet, exact. Este foarte important să încurajăm copiii să facă sport de mici. Este foarte important să încurajăm copiii să țină ștacheta cu activitatea sportivă până când ajung să vadă ei singuri că nu e... Ce înseamnă de mici? De mici de la 6 ani. Ok. De la 5 ani. Bine, ea aleargă până la 4-5 ani prin casă, da. Cu bunicii, cu pămpă în parcuri și așa mai departe. Un sport susținut. Vorbesc că ar trebui de la 6 ani. Și trebuie încurajat să susțină, să facă sportul ăsta, mișcarea, chiar la nivel de performanță, până la vârsta la care ei consideră, când deja sunt destul de maturi, și ating un anumit nivel de performanță și în momentul ăla vine el și spune o discuție cu părintele. Vreau sau nu vreau. Tată, mamă, părerea mea e că nu prea reușesc să ajung, să ating un nivel de performanță pe care mi l-aș fi dorit și poate n-ar trebui să mai continui. Dar aici discutăm deja de 18-19 ani, pentru că atunci poți să vezi, poți să atingi un vârf. Deci undeva între 6 și 18 ani ar trebui să facă sport și aici
Ce înseamnă sportul de performanță? Că și aici părerile sunt împărțite. Sportul de performanță, nu știu, afectează cumva, în rău, evident, dezvoltarea copilului sau nu? Sportul de performanță afectează dezvoltarea în sens negativ, dezvoltarea copilului, numai în modul în care copilul ajunge la un nivel de performanță de timpuriu. Aha. Este prins în mai multe activități sportive și aici vorbesc de lotul național, vorbesc de clubul, deci acțiunile clubului, acțiunile lotului național, da? Deja două antrenamente pe zi sunt puțin exagerate, dar tu trebuie să susții copilul respectiv să facă aceste lucruri, pentru că asta este speranța lui că va reuși să facă ceva în sensul acesta, da? În viață, da? Pe plan sportiv. În același timp trebuie să susții și acțiunea educațională la școală. Dar iată că în momentul când exagerezi un pic cu două antrenamente pe zi, poate să apară un pic de uzură, un pic de oboseală fizică. Și atunci? Și asta deja contravine echilibrului natural al organismului. Da? Și în momentul acela copilul are nevoie de suplimente alimentare, suplimente nutritive, are nevoie de odihnă, ceea ce noi nu putem să-i oferim. Ei, acești copii sunt predispuși un pic, da? La a face anumite, aș crea anumite probleme. Țin minte că a venit o fetiță la mine acum câteva luni bune, era în lotul național de tot la fel, vârsta de 13-14 ani, lotul național de volei, foarte bine rezultată, înaltă, un element, să zic așa, cu prezență permanentă la lotul național. Și exagerat puțin cu antrenamentele, bineînțeles, o durea puțin zona inghinală. Puțin din ce în ce mai mult, o durea și nu o durea, dar o durea. Și am încurajat-o să meargă la lot, să-și facă treaba la lot, păi să revină să facem niște investigații, să vedem ce se întâmplă acolo. Nici mie nu mi s-a părut cine știe ce afecțiune ochiometric. Da. Nici n-am apucat să-i fac o radiografie, pentru că ea trebuia să plece, era la 8 seara la mine, ea trebuia să fie dimineață la lot, da? Și lotul după aia a plecat cu lotul nu știu unde. Când s-a întors de la lot, a stat două săptămâni în cantonament cu lotul, s-a întors, i-a făcut radiografie. Da, deci o fractură cu smulgere a unui tendon în zona inghinală, cu smulgere din creasta pubelui. Adică, ai seama ce durere a putut suporta acel copil. Durere cu care s-a obișnuit. A făcut și antrenamente pe durerea aia, da? Că nu e ușor să desfaci picioarele la volei, trebuie să faci tot felul de poziții, tot felul de lucruri. Și am înțeles acum care e riscul, să e risc, nu știi copilul, ce se întâmplă. Copilul din dorința de a face nici nu mai realizează foarte multe lucruri. Ok. Și ca să nu încheiem așa pe un astfel la de... La mod pesimist. Nu. Exact. Care ar fi, nu știu, câteva... Și copiii mei fac sport. Eu sunt optimist, adică n-am de ce să fiu supărat și ai tăi fac sport. Adică suntem ok și părinții și noi suntem ok și copiii sunt ok și sunt sănătoși. Și câteva, nu știu, succesuri. Dacă te referi... Cred că le-am băgut... Da, succese. Am intrat, deci atâta am comentat asta cu succesuri încât a devenit uzual. A devenit succesuri, da. Ce succes am putea avea vis-a-vis de... Nu știu, un caz, deci cazurile acelea pe care... Adică realizările noastre din punct de vedere medical. Exact, se pot recupera? Sigur, se pot recupera. Din păcate, recuperarea înseamnă un pic de repaus. Eu sunt adeptul unei recuperări active. Deci pacientul, copilul, sportivul respectiv face o mică pauză de 2, 3, 4, 5 zile. Pot să intru la un moment dat în conflict cu ortopezii care recomandă imobilizare 3 săptămâni, 5 săptămâni, după aia gheată ortopedică. Au și ei dreptate și sunt la sentimentul lor, pentru că pot fi leziuni destul de severe la nivelul articulației gleznei, la nivelul articulației genunchiului, dar eu respect indicațiile ortopedului și suntem în comunicare permanentă, ortopezilor în general, și încurajez copiii să înțeleagă, pentru că mulți părinți, știind că sunt oarecum relaxat vis-a-vis de imobilizare, vin cu copiii: știi, domnul doctor, a făcut o întorsă la gleznă, dar nu o întorsă foarte consistentă, a fost o întorsă banală, l-a lovit cineva la fotbal și am fost la Grigore și la Grigore ne-a spus că trebuie să stăm cu piciorul în ghips 3 săptămâni. Zic, da. Păi și mai stăm că
mi l-a pus acum o săptămână, poate îl scoatem, că nu-l doare. În momentul acela, evident că trebuie să-l faci pe părinți să înțeleagă. Recomandarea unui medic este cea corectă. Și bine este că atunci când se întâmplă acele 3 săptămâni după ce copilul a pus gheata, să meargă din nou la control, la reevaluare, să se facă din nou o radiografie de către medicul curant, cel care l-a văzut prima oară, pentru că el știe cel mai bine care sunt semnele de moment, semnele clinice și care e diagnostic clinic la faza aceea. Da? Nimeni nu-i dă să poarte de plăcere un gips la nivelul gleznei. Deci, sunt adeptul unui program de recuperare în dinamic, în mișcare. Da? Nu trebuie să imobilizăm exagerat de mult o articulație, trebuie să-i permitem oarecum o mobilitate de timpuriu. De asemenea, trebuie explicat copilului sportivului că trebuie să respecte în tocmai indicațiile specialistului ortoped și celui de recuperare, astfel încât să nu apară probleme, afecțiuni ulterioare care să ne prelungească programul de recuperare. Ați vorbit de suplimentele alimentare. Iar e o controversă. Da, o controversă despre care n-aș vrea să vorbesc pentru că nu sunt foarte mult în domeniu, okay. Dar mi-aș dori o alimentație corectă și sănătoasă pentru copiii noștri. Se exagerează la un moment dat cu medicația, cu calciu, magneziu, vitamine izotonice, stimulative, stimulatoare și așa mai departe. O hidratare corectă cu H2O, cu apă, da? Este extrem de importantă pentru toți copiii noștri. Adică, cât ar trebui? Ia, am auzit, Pentru sportiv, da. Cel puțin 2 litri. Nu există mai puține 2 litri la un sportiv, chiar dacă sportivul are 12 ani. Da? Deci el consumă cel puțin un litru la un antrenament. Adică, fără discuții. După aia, trebuie să consume în continuare. Am avut și eu momente când mi-a spus copilul meu, cel mijlociu, că sunt puțin deshidratat. Și bine, opa, interesant. Înseamnă că ai băut cola. Nu e adevărat. Iată că sucul e de tip cola. În sfârșit, nu putem să facem reclamă, publicitate. Nici pe care, dar sucurile acidulate, okay, deshidratează. Ele deshidratează, nu hidratează. Și creează o dependență cronică și de proastă calitate a organismului. Deci trebuie să consumăm apă. Am înțeles. Să consumăm apă și... da, cu partenerii noștri de altfel de la Aqua Carpatica avem și alte campanii de dezvoltat exact cât de important este să avem și apă și apă de calitate, dar în primul rând să avem apă. Și da, când îți spune medicul să bei 2 litri pe zi, nu înseamnă nici sucuri, nici pentru bărbați altceva. Vă mulțumesc înseamnă foarte mult că ați venit în emisiune. Și cât durează campania? Inclusiv luna mai, prima parte, după care sper să mai am dureze. Înțeles. Mi-ar plăcea să ne reîntâlnim, să vedem ce... Cu mare drag și cu rezultate pozitive, exact, ale campaniei, sper. Cu rezultate pozitive și dacă mai putem da o mână de ajutor oricând. Mulțumesc frumos, vă doresc și dumneavoastră noi părinții am putea să facem mai multă gimnastică, astfel încât copiii noștri să ne ia ca exemplu și nu doar să le spunem să facă gimnastică sau să facă mișcare. Da, e părerea mea. Mi-ar plăcea să o știu și pe dumneavoastră. Să aveți o seară binecuvântată. Rămâneți pe canal 33. La revedere!